dacă te uiți în jurul tău și întrebi, România pare că are un spirit foarte antreprenor, adică majoritatea majoritatea oamenilor se pricep și vor să-și facă afaceri. Normal, probabil doar 1% pun în practică și 1% din 1% reușește să lanseze produs. Dar aparent, de adevăr, toată lumea, mai ales în multinaționale, pentru că la un timp, dacă stai prea mult în multinaționale, îți vin tot felul de gânduri să faci ceva pe cont propriu. Așa, aparent, există un spirit antreprenorial în România, dar din punct de vedere statistic, România este pe ultimul loc la număr de IMM-uri în Uniunea Europeană. Adică suntem la jumătatea mediei europene, avem undeva la 21 de IMM-uri la 1000 de locuitori. Media europeană este de 42 IMM-uri la 1000 de locuitori. La fel, din punct de vedere statistic, m-am uitat să văd ce se întâmplă cu companiile. Din punct de statistic, într-adevăr, este o situație destul de îngrijorătoare. După 2 ani de la lansare, cam 40% din companii se închid. Deci doar după 2 ani? După 2 ani. După 5 ani, 80% din companii se închid. Deci după 2 ani, doar 20% din companii mai sunt în activitate.